Importantul eveniment ce a avut loc la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu a debutat cu o expoziție dedicată actriței Elvira Godeanu. Reprezentanții teatrului au reușit să facă rost de câteva lucruri ce au aparținut acesteia. Poze, documente, obiecte și câteva costume au fost lăsate moștenire iubitorilor de teatru. Evenimentul de astăzi va debuta cu o expoziție. O expoziție care cuprinde obiecte personale, documente, fotografii, distincții, trei dintre costumele purtate de Elvira Godeanu, așadar o expoziție închinată patroanei spirituale a acestui teatru, închinată Elvira Godeanu. Începând de ieri, Cosmin Brehuț a hotărât ca sala de lectură din incinta teatrului să poarte numele celui ce a înființat acest lăcaș. Sala de lectură a apărut în această toamnă poartă de astăzi numele Marian Negrescu. Cu siguranță ar fi meritat mult mai mult de atât. Și merită în continuare. De ce sala de lectură? Pentru că este un spațiu de unde pornește totul. De unde se naște sâmburele, germenele oricărui proiect. De la lectura la masă, la primele repetiții, ceea ce deja s-a și întâmplat din momentul în care această sală s-a putut intra în ea, și considerăm că este imperios necesar ca așa să fie. Vom avea de fiecare dată grijă ce vom gândi în acea sală, la ce proiecte vom lucra și energia pe care o vom depune în el. Sperăm să fie de bun augur. După ce a vorbit despre actrița Elvira Godeanu, Dinu Săraru, prezent și la eveniment, a oferit cadou teatrului din Târgu Jiu ultima fotografie a acestuia. Fotografie realizată înainte cu puțin timp ca aceasta să treacă în lumea celor drepți.